Un mânz a fost fătat pe o stradă din Iași, în fața unei benzinării. Imediat, medicii veterinari de la padocul din Tomești și polițiștii locali au transportat animalele în siguranță. Între timp a apărut și stăpânul. Iapa ar fi plecat de câteva zile din comuna Tibana și a ajuns tocmai în Iași. În acest moment, stăpânul calului poate risca o amendă pentru neglijență. Mai mulți oameni au asistat uimiți la o scenă care ar fi trebuit să aibă loc într-un grajd, nici de cum în Iași, în fața unei benzinării. O iapă a adus pe lume un mânz după un chin de câteva ore. În ajutor i-a venit un medic veterinar de la padocul din Tomești. La fața locului au ajuns și polițiștii locali, care au transportat animalele în siguranță la padoc. În tot acest timp, iapa și-a protejat mânzul, iar gesturile ei au reușit să emoționeze pe toată lumea. M-am deplasat la locația respectivă, s-au confirmat cele spuse de către agenții de poliție și am căutat soluții pentru a lua animalul de la locația respectivă, pentru că era și frig afară, era și ploua, mânzucul abia pătat. Plus de asta e și o zonă foarte circulată de mașini în zona respectivă. Am transportat iapa împreună cu mânzucul într-un spațiu pe care îl avem la locația de la adăpostul din Tomești și am oferit toate condițiile necesare pentru a o caza. Copilașii ăia mici, am impresia că o lăsa poarta deschisă și au ieșit. S-a dus pe la câmp, s-a dus pe la verdeață, că era flămând. Și de acolo, nu știu, cât s-au furat, că m-a sunat poliția și nu m-am mai dus. M-am dus la postul de poliție, de acolo m-a luat doi din organul de poliție, doi băieți și m-au adus acolo la panduc.